Emisiunea este susținută de Fundația POS România, împreună pentru viitor. Bună ziua, numele meu este Manu Adrian și sunt profesor de matematică la Colegiul Național Grigore Moisil din București. Alături de mine sunt două fete foarte drăguțe, Irina și Raisa. Bună fetelor! Bună ziua! Lecția de astăzi va fi legată de capitolul și volume din cadrul evaluării naționale și haideți să începem. Primul corp despre care discutăm este cubul. O să notez latura cubului cu L, diagonala cubului cu D. Știm că diagonala cubului este latura radical din 3. Pentru a afla aria laterală. Ce înseamnă aria laterală a unei figuri? Suma ariilor fețelor laterale a figurii respective. Câte fețe laterale are Irina cubul? Are patru fețe laterale. Bun. Ce sunt fețele cubului, Irina? Niște pătrate. Pătrate, da? Și atunci area laterală, fiind formată din patru pătrate, le vedeți, da? Va fi patru, de patru ori aria unui pătrat, adică patru el la a doua. Câte fețe are în total cubul uh, Raisa? Dacă Are șase fețe. Șase fețe, da, adică șase pătrate, de șase ori aria pătratului, deci aria totală va fi 6 L la a doua. Iar volumul, știm încă din clasele mici, este latura la puterea a treia. Haideți să rezolvăm și o problemă legată de cub un cub are latura de lungime egală cu 5 cm. Trebuie să calculăm area totală și volumul cubului și, bineînțeles, și diagonala sa. Irina, din nou, a revenit la tine. Bun. Ce formulă am spus că are area totală a cubului? 6 ori L la a doua. 6 ori L la a doua, foarte bine. Știm că latura este de 5 cm, da? Și atunci va da. fi 6 ori. Ori 5 la a doua. Adică 6 adică, ori, ori 25, exact, adică, și egal cu 150 de centimetri pătrați. 150 de centimetri pătrați, foarte bine. Bun, volumul totu, am spus că are formula latură la puterea a treia, adică? Adică 5 la a treia, 125 de centimetri cubi. pătrați. Cubi că discutăm despre volum. Deci, la arie laterală și arie total avem metri, centimetri pătrați, depinde de unitatea care ni se dă. Iar la volum avem, în cazul nostru, centimetri cubi. Bravo, foarte bine! Deci, am rezolvat punctul A, iar la punctul B ni se cere diagonala sa. Rai care este formula diagonalei? Latura radical din 3. Latură radical din 3 și atunci va fi cât? 5 radical din 3. 5 5 cm. Radical din 3 cm. Este și foarte ușor de dedus diagonala. În cazul în care uitați formula copii, avem uh, triunghiul D prim DB dreptunghic, deoarece D prim este perpendiculară pe planul bazei. Diagonala bazei, pentru că baza este pătrat, va fi de latură radical din 2, ca și formulă. D de prim este egală cu latura, pentru că toate fețele sunt pătrate, iar în momentul când aplicăm teorema lui Pitagora, D prim B care este diagonal la pătrat va fi DB la pătrat plus D de prim la pătrat și va veni L la pătrat plus 2L pătrat, va fi 3L pătrat. Diagonala la pătrat fiind 3L pătrat, în momentul când aplicăm radical pentru a afla diagonala, ea va deveni latura radical din 3 i-am făcut și o mică demonstrație ca în cazul în care uitați formula la examen din cauza emoțiilor, să zicem, e bine să o puteți și deduce. Mergem mai departe și discutăm despre următorul corp geometric, parlipipedul dreptunghic sau cuboidul, cum mi se mai spune. O să notăm cu el mare lungimea, el mic lățimea și cu H înălțimea sa. Iarăși avem diagonala care are formula Radical din lungime la pătrat plus lățime la pătrat plus înălțime la pătrat. Este bine să o și reținem. Avem area laterală. Am spus că area laterală este suma ariilor fețelor laterale, da? După cum ne uităm cu atenție la figură, observăm că fețele sunt egale două câte două, da? Deci avem o primă față A, B, B', prim care va avea ca și arie, fiind dreptunghi, lungimea ori înălțimea și mai avem uh, și fața B, C, C, prim, B prim, care va fi lățimea ori înălțimea ca și formulă. De asemenea, uh, denumirea fiind de palipi pe dreptunghi, ce sunt toate fețele fetelor? Dreptunghiuri. dreptunghiuri. Dreptunghiuri, evident, dreptunghiuri, corect. Bun, ele fiind două câte două egale, atunci aria laterală va fi 2L mare H plus 2L mic H la aria totală, pe lângă aria laterală, se adaugă și ariile celor două baze. Bazele, de asemenea, sunt dreptunghiuri și atunci ariile lor vor fi lungimea ori lățimea, ca și formulă. Și atunci avem 2L mare H plus 2L mic H plus 2L mare L mic. Iar volumul va fi lungimea ori lățimea ori înălțimea. Haideți să facem o problemă cu paralipiped dreptunghic, fie parlipipedul dreptunghic ABCD A', B', C', D', în care avem AB este egală cu 24 de centimetri, BC, lățimea este egală cu 7 centimetri, diagonala D B face cu planul bazei un unghi de 60 de grade, bun, o să-l și explicăm imediat, iar la punctul A ne cere lungimea lui DD de prim, deci trebuie să aflăm uh, înălțimea, practic. Raisa, haide să încep tu. Cum facem să îl calculăm pe DD de prim și cum ne dăm seama care este unghiul făcut de D prim B cu planul bazei? O uh, dreaptă face dăm... un plan cu, plaz, uh, cu planul bazei, de fapt e unghiul dintre dreaptă și cine? Și perpendicularea care cade pe... Uh, uh. Nu neapărat da. perpendicular, perpendiculara și proiecția ei. Deci trebuie să o proiectăm pe D-B pe planul bazei. Deci, haideți să explicăm un pic acel unghi de 60 de grade. Proiecția lui D-B pe planul bazei ABC este ce dreaptă? Proiecția lui D-B este? Este de -B. DB. Ok, și atunci unghiul făcut de D-B cu planul bazei este unghiul făcut de D-B și DB. Adică unghiul? DB de prim. DB de prim, exact. Deci el va avea practic 60 de grade. Pentru a afla D de primul, în ce triunghi vom lucra? D prim DB. D prim DB. Haideți să vedem uh, laturile respective. Uite, de exemplu, o putem afla pe DB, da? Da. Pentru a afla DB, ea este diagonală în... Uh, dreptunghiul ABCD, da? Da. Deci putem aplica Pitagora în ce triunghi? În triunghiul... În triunghiul DAB. DAB dreptunghic în A. Dreptunghic în A. Rezultă cu teorema lui Pitagora. Și atunci DB la pătrat va fi suma căror uh, laturi? Uh, suma laturilor AD și AB. AD la, la pătrat plus AB la pătrat. Foarte bine. Adică, uh, 49 plus uh, 576, da? Da. Și atunci, dB la pătrat va fi egal cu cât? Cu, uh, 625. 625. Și atunci cât va fi dB? Radical în 625. 25. 600. Va fi de 25 de centimetri. Foarte bine. Vin la figură. E bine să... Vă faceți notațiile pe figură tot timpul, să ne punem în lungimile lor, unghiurile, ca să lucrăm mult mai ușor. Bun. Triunghiul de prim de B fiind dreptunghi, de prim de fiind perpendiculară pe planul bazei, va fi evident perpendiculară și pe DB. Și având și unghiul acela de 60 de grade, cât va avea ca și măsură unghiul D de prim B? Va avea măsura de 30 de grade. Exact. El va avea 30 de grade. Și atunci când uh, uh, am uh, acea informație, la ce mă pot gândi într-un triunghi dreptunghic dacă am un unghi de 30 de grade? Ne putem gândi la teorema unghiului de 30 de grade. Exact. Și o putem afla pe D B. Sau uh, putem să aplicăm o funcție trigonometrică pentru a afla pe D B. Cum preferi? O aflăm pe D prim B și aplicăm Pitagora sau aplicăm o funcție trigonometrică? Cum ți-ar fi ție mai Eu aș vrea cu teorema de 30 de grade. Ok, bun. Și apoi Pitagora. În regulă. Bun, deci în triunghiul D' prim de B drept, unghi când D, da, avem unghiul D de prim B de 30 de grade și atunci din aceste două lucruri am spus că aplicăm teorema unghiului de 30, 30 de, grade. de grade. Ce ne spune teorema unghiului de 30 de grade? Că atât opusă unghiului de 30 de grade? Este jumătate din ipotenuză. Din lungimea ipotenuzei. Și atunci cât va avea de Cât centimetri? De B fiind jumătate A. din de cât va avea de prim B? Câți centimetri? 50 de centimetri. E în regulă, da? Deci de prim B va avea 50 de centimetri. Și acum haideți să aplicăm uh, teorema lui Pitagora în D B În triunghiul D'DB B dreptunghic în D. Rezultă cu teorema lui Pitagora și atunci D de prim la pătrat fiind catetă va fi diferența dintre lungimea ipotenuzei D prim B la pătrat minus DB la pătrat. Haideți să vedem. 50 la pătrat cât va fi? 2500. 2500. Minus 625, da? Da. 75. M-am împrumutat, 1875, da? Da. Bun. Și atunci, de de prim, va fi radical din. 1875 cm. De asemenea, ni se cere aria totală și volumul paralipipedului. Haideți să vedem, uh, Irina, aria totală. Din cine am spus că este formată? Din? Aria totală va fi egală cu 2 ori o lungime ori lățime. Da. Plus 2 ori lungime ori înălțime. Da. Plus 2 ori lățime ori înălțime. Foarte bine. Noi am reușit să aflăm uh, înălțimea. Haideți să o și să și descompunem. 1875. Ca să vedem cât uh, ne va da de de primul. prin 5 de 3 ori în 37 de 7 ori, deci 375. Iarăși merge prin 5. 75, iarăși prin 5. 15 prin 5 și ne va da 3 împărțit la 3, 1. Deci, practic, cuplând uh, cele două perechi de 5 vom obține 25 radical din 3 cm este de deprimul, da? da? 25 radical din 3, și atunci haideți să înlocuim 2, el mare, el mic, vin, va veni 2 ori. 24 ori 7. Da, plus, plus. 2 ori 24 ori 25 radical din 3. Exact. Plus 2 ori. 2 ori 7 ori 25 radical din 3. Exact. O să-i rog pe cei de acasă să-și iau foaie și o hârtie și să termine de calculat aria totală. Iar volumul, ce formulă va avea Irina? Volumul va fi lungime, ori lețime, ori, înălțime. ori înălțime, este formula sa, și înlocuim, 24 va fi 24 ori 7, 7 ori, 25 ori 3 cm cubi, da? Și aici, la rezultat, obțineam centimetri pătrați. Bun, o să vă rog același lucru să-l faceți și cu volumul, da? să luați să finalizați acel calcul. Mergând mai departe la prismă, avem uh, latura bazei egală cu L și înălțimea prismei egală cu H. Este aceeași situație și în cazul prismei 4 latere. Uh, avem aceeași formulă și pentru prisma triangulară, bineînțeles și pentru cea hexagonală, dar o să insist asupra celor uh, două categorii de prisme, pentru că cea hexagonală pare ca și probleme în uh, probleme de evaluare națională. Și avem aria laterală este perimetrul bazei ori înălțimea. Aria totală este formată din aria fețelor laterale plus cele două baze, deci plus de două ori aria bazei, iar volumul este aria bazei ori înălțimea. De asemenea, în cazul în care uitați uh, formula arii laterale, uh, Puteți să faceți aria unei fețe și, fețele fiind identice ca dimensiuni, puteți să mulțiți cu numărul de fețe laterale pe care le aveți. Adică, în cazul celei triunghiulare, aria laterală poți să spui că este de 3 ori aria unei fețe, iar în cazul celei 4 latere, aria laterală va fi de 4 ori aria unei fețe. Fețele, după cum bine vedeți și știți de la lecțiile trecute, sunt dreptunghiuri haideți să facem și o problemuță cu o prismă triunghiulară regulată ABC, prim, B C prim. Aria bazei este de 3,6 radicali în 3 cm pătrați, iar lungimea diagonalei AC' este de 15 cm. Trebuie să calculăm înălțimea prismei și aria totală a sa. Bun, Raisa, revin la tine. Faptul că aria bazei este egală cu 36 radical din 3, ce este baza noastră? Un triunghi de care? Fiind prismă triunghiulară regulată. Un triunghi echilateral. Echilateral, foarte bine. Care este aria triunghiului echilateral? Latura la a doua, radical din 3 pe 4. Exact. Avem nevoie de această formulă pentru a afla latura bazei. Simplificăm radical din 3 cu radical în 3. O să-l mutăm pe 4 cu înmulțire și atunci la a doua va fi egală cu 144 de centimetri pătrați. Deci cât va fi latura raisa? Câți centimetri? 12. 12, 12 centimetri. centimetri. Foarte bine. Bun. Am aflat uh, latura bazei și atunci pentru a calcula înălțimea, în ce triunghi mă pot duce ca să în pot folosi și a... diagonal? În, în triunghiul, triunghiul? ACC prim. Exact, triunghiul ACC prim este dreptunghic, CC prim fiind perpendiculară pe planul bazei. Deci, în triunghiul ACC prim dreptunghic, rezultă cu terema lui Pitagora, CC prim la pătrat fiind catetă, va fi diferența dintre lungimea ipotenuzei AC prim la pătrat minus AC la pătrat. Adică 225 minus 144. Cât ne va da ca rezultat? Ce ce la pătrat va fi cât? 81. 81, exact. Și atunci ce ce prim este radical în 81, adică? 9. 9 cm. Foarte bine. Am aflat înălțimea prismei. Muchiile laterale sunt și înălțimile prismei. Iar la B, Irina, avem de aflat aria totală a sa. Din cine am zis că este formată aria totală? Din? Aria laterală plus, exact, două plus de două ori, două ori aria bazei. Adică aria fețelor laterale plus ariile celor două baze, având două baze. Haideți să o luăm pe bucăți. Aria laterală este perimetrul bazei ori înălțimea, da? da. Ce este baza, Irina? Un? Un triunghi echilateral. Bun, și cât va fi Acum. perimetrul bazei? Latura fiind de 12 cm. 36. 36 înmulțită cu înălțimea care este 9. Haideți să vedem. 9 x 6 mm. 54, 4 și 5 în minte, 9 ori 3 27 da. și cu 32. 32 Centimetri pătrați, da? Iar aria bazei? Aria bazei fiind de 36 radicali din 3, rezultă că 2 aria bazei va fi egală cu o, 72 radical din 3 cm. Bun, deci area totală va fi 324 plus 72 radicali din 3 cm pătrați și rămâne fix așa, da? nu pot fi adunate acele valori. Ultima categorie de corpuri despre care discutăm este piramida regulată. Avem o piramidă triunghiulară și una patrulateră. O să notăm cu PB perimetrul bazei, H și înălțimea piramidei, VO în cazul celor două piramide este chiar înălțimea, iar cu AP o să notăm apotema piramidei, da? Înălțimea unei fețe laterale este apotema piramidei. Avem uh, aria laterală, care este perimetrul bazei, ora apotema piramidei supra a 2. Aria totală este aria laterală plus uh, aria bazei, pentru că avem o singură bază, spre deosebire de uh, prismă unde aveam două baze, iar volumul este aria bazei înălțimea supra 3. Uh, la fel ca și la prismă, în cazul în care uitați formula ariei laterale, aria laterală. În cazul uh, piramidei uh, triunghiulare este de 3 ori aria unei fețe, fețele fiind triunghiuri isoscele, iar la cea patru patrulateră este de 4 ori aria unei fețe, pentru că avem patru fețe laterale toate de dimensiuni uh, egale. Acestea fiind spuse, lecția noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru ajutor fetelor, uh, v-ați descurcat foarte bine. Uh, nu uitați că la finalul vizionării acestei lecții, să intrați pe platforma naradix.ro, platformă care colaborează cu televiziunea română în cadrul realizării lecțiilor de la teleșcoala. Acolo v-am pregătit un test aferent acestei lecții. Celor de acasă le mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare.